Salutare tuturor celor ce sunt studenti și bine v-am găsit la un nominat episod. Astăzi reacționăm la Threads, noua aplicație a celor de la Instagram, care e un fel de Twitter mai de buget. Aplicație care în România a prins mai mult decât mă așteptam. Nu știu dacă ați auzit ideea, nu știu dacă sunt despre, dar dacă nu sunt despre să-i trați cât mai repede că... Ca să înțelegeți, e ora 3:20 când eu filmez acest videoclip dimineața. Mă pusesem și eu ca tot omul în pat să dorm și n-am avut cum să dorm pentru că am mâncat în fun să intru pe aplicația asta. Și de când am intrat pe ea nu știu cum am ajuns aici, așa că am să îmi place de la mine că mă place și hai să facem o reacție la trezi, deci rizuri și bifuri mai mari decât aici n-am văzut de când mama mea a făcut. Deci lumea a luat ora asta. Probabil trebuie să intrați mai repede că nu știm cât o să țină, poate pe orice minut durează 3 zile, știți cum e vorba aia. Așa că haideți să dăm o privire pe el. Înțelegi cum funcționează, deci practic e un fel de Twitter. Să stai steți, n-am rușine. Mă, ce de asta, Bostanica? Încă un loc unde doar dau scroll până îmi vine rău. Și sunt curioasă dacă mai e cineva pe aici care face sau... La cum arăți, cred că dacă deschizi gura așa vorbești. Mă, am 5% baterie. Încărcare optimizată a bateriei. Dispari! Dacă te prind ai să regreți. Ce faceți de revelion? Mă duc să probez haine în mall, să fac poze cu ele, tu? Prea bun ăsta, prea bun. Știe care va rezolva la testul ăsta grilă? Super vet. Mamă, ce s-a schimbat formatul la bac. Da. Ia uita ce a făcut pe Minecraft castelul Hello Kitty. Nici un clipost cu TNT. Muișor. Cât de bun e asta, am văzut-o undeva. Muișor. Oh, oh, fată cu suc ca un băiat cu pai. Fă proastă, ai pai în gură. Ce trebuie neapărat să vă mai arăt e cât de savage este sălbaticul. Deci n-ai cum cu el, frate. Deci n-ai cum cu el. Uitați-vă aici cu vărul meu. E greu să te pui cu noi atât timp că suntem în forță nucleară. L-ați uitat pe Spider-Man? Spider-Man! Ai, mă omoară sălbaticul, mă omoară. Ia uitați-vă și pe amicul. I-a zis, Betty, ești tare, frate, sunt fana ta, amicu. Deci a zis, frate, ceea ce înseamnă că suntem frate și soră. Deci nu mai sunt în strat, vă aștept în privat, fetelor. Bine, am răspuns și eu la asta. Te pup, amice, bine ai revenit în lumea celor drepți. I-a zis un băticuțul cu asta îmi place. O fi de la colanț, nu, e de la educație. Să-l băticuțul rău de tot. Ia să vedem, amicu, e așa puternic ca sălbaticul. Ia fiți atent, asta e bună. Angajați și minori, lucrez pe gratis doar să mă înjură la sălbaticul și gata. Angajatul perfect nu există. Asta referitor la șaormerie. Ne dormi de 20 de ore, am dat la toată noaptea și dimineața m-am dus să mă spovedesc și când te-ai trezit era dimineață. E de o trăiește albane, zici de un. Te trezești și vreau să vezi prima gamonții ăștia patru la tine în sufragerie, ce faci? Îi chem la praznic, a făcut tata aia 40 de zile. Aaaa, oh, mișto filmul Oppenheimer. Bani la mine zici că-s bancomat. Nu mi s-a întâmplat până acum să-mi ia banii bancomatul. E bine, pentru 11 ani cu suspendare. Care faza cu această aplicație? Faza lungă iarsă pe stânga. Băieții sunt bună, zic, sunt maxim fitiși de companie, băgați în friendzone. Lasă că veniți noi cu cântarul de acum ca să vă băgăm și noi la dietă. E un pic, e un pic cam mult. Pam.
Am revenit, frumoșilor. Următoarea seară, următoarea zi de reacții pe trends. Hai să vedem ce s-a mai strâns aici. Am tăiat la sânge tot până la acest moment ca să fie doar reacțiile amuzante. Mă rog, Eddie a făcut-o, mulțumim, Eddie. Așa că haideți să vedem ce găsim și în seara aceasta pe trends. Deschidem seara cu un TikTok al slovăticuțului. Cine are poftă de șaurma de la amici? Bercică. Așa, amici, firai al dracu. Eu când ți-am cerut, ai zis că n-ai. Da, lor, le dai? Dacă vezi să trăiești de bani. Vă, și noi femeile. Și au zis răspuns. De ce râd că e greșit? Oh. Bună seara, eu aștept după doi băieți să facem un telefon în amanet să-mi achite cursa. Nu știu cât durează. Comanzi Bolt în Craiova. Mumu la grase. Friendly Fire. Au. Cred că iubita mea e Samsar. Frate, Cătăline, fugi, tată, fugi. Dacă istoricul ei de la Bluetooth arată așa, ai pus-o, tati. Pe cine scoși o laude? Zici că ești nipotenuză? Ia-ți un bărbat care să muște din tine, așa cum mușcă legumă din shaorma. Nu se vede bine poza decât aici. Cine are poftă de shaorma mici? Ia-ți un bărbat care să muște din tine, cum am zis, așa cum mușcă lectură din shaorma mici. Sălbăticuțu, nu mersi, prefer femeile amice. E puternic, sălbaticu. Apropo, vedeți că shaorma mici e pe vină. Mai avem foarte, foarte puțin aici. Testam, efectiv eram în teste. Ce ne place noi? Îți facem teste la degusta shaorma. Adică faci o grămadă de shaorme cu o grămadă de sosuri și începi. Și mănânci din toate până vezi care e cea mai bună variantă. Și asta am și făcut aici, de-aia mâncam eu. Asta a fost bună, de-aia mâncam așa cu poftă. A ieșit țiplă. Vai, nu mai găsești pe altul ca mine, sunt unic, cel mai bun bărbat din viața ta. Bă, ăștia sunt îmbrăcați la fel. Du-te, naibii, unul singur ăsta are bluși diferiți, dar au aceeași geacă toți, mă rog, pe alte culori. Pantalonii aceiași, Adidas și o leacă diferiți. Dar ăștia doi s-au asortat și ăștia, că ăștia s-a dat tot Air Force, cred. Bă, ceva nu-i bine. TikTok, trends. Bă, ești nebun, s-a mutat lumea pe trends, mâncava și nu mai stă pe TikTok. Nu înțeleg poza asta, mi se pare amuzantă la taverna racilor. Uitați că nu vedeți așa, așa o vedeți mai bine. Aoleo, e atât de greșită poza asta, nu înțeleg nimic. N-are niciun sens, niciun sens n-are, dar e amuzantă. Dar frate, de unde știi că mă joc Minecraft? Uitați-vă la asta cum arată. Bun, asta t-am zap la Gani, dă-mi like aici. Vai, cum e asta, vai. Intră băieții ăștia la tine în curte. Ce faci? Bă, la cum stă, mă, uită-te la ele. Bă, la ce sunt ăștia gnomi? Ce mici sunt toți, ești nebun. Bă, are mă, ăsta are un gât de girafă. E parcată bine. Bă, eu cred că știu mașina asta, am mai văzut-o pe undeva. Ce caută ăsta în parcare la BMW-uri? Să avem o săptămână. Să rămânem pozitiv și să tragem tare. Mamă, bă, dar până ce aveți, mă, cu Dorian, mă, bă, bă, săracul de-l, nu mai scapă, bă, nu mai scapă de rizurile astea. Avem sărbătorilor la promenada Craiova, fraților, se bate lumea pe curent, pe degeaba. Ce naiba fac ăștia aici, fratele meu? Bă, stai la noi în Craiova? Voi vedeți, mâncavaș, e plină parcarea de Tesla? Da, e la noi în Craiova, ești nebun? Ce naiba fac ăștia aici, mă? Showroom, spectacol. Dolj, bă, toate Tesla-urile astea sunt Dolj, că n-am văzut toate Tesla-urile. Bă, mâncavaș, cam asta găsiți pe trends dacă vă faceți cont. E simplu, trebuie doar să descărcați aplicația și practic vă logați cu Instagram-ul, vă copiază toți followerii de pe Instagram, e easy peasy și după aia puteți să intrați să citiți și voi în direct rizurile și biful care se dă aici. Bă, cam atât să fie cu acest episod. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonașul de like și mai facem. Am filmat foarte mult pentru acest episod, undeva la o oră, cred, ceva de genul, dar am selectat doar cele mai amuzante postări pe care le-am găsit. Adică nu v-am pus script de oră, că nu sunt toate chiar așa de amuzante, unele sunt prea
prea urâte, adică efectiv se înjură între ei ca fraierii, n-are niciun sens. Deci, nu uitați să apăsați butonul like dacă vă place, nu uitați dacă vreți să faceți voi cont pe Threads acum, cât e proaspăt și nu vi se duce hype-ul ăsta și noi desigur o să ne vedem în episodul data viitoare. Hai, v-am pupat, pa!